Salutare, dragi prieteni! Am venit în locul unde mi este stăpina și vreau să vă arăt ce frumos salcăm avem aici. Deci, am florit frumos. A, uitați ce frumos! Că am venit astăzi fără să planific. Ia uitați ce frumos aici. Erau mai mulți, s-au dus pe rămși. Așa cum spuneam, nu am planificat să vin astăzi la stăpină, dar uitați că a roit astăzi o familie. Mă sună unchiul meu și spune, uite, a roit o familie. Am sunat fratele meu, deci a fost în copac acolo. Am sunat fratele meu și el repede a venit și a pus stupul acesta în... Roi acesta l-a pus în stup, dar mai este o surpriză. În timp ce fratele meu a pus un roi de acolo din vișin, a văzut astăzi la Buturug aici la vița de vie că a mai roit-o un stup. Aici este un roi micuț, a pus multe reme, dar... Bine, m-a lăsat pe mine să vin să fac lucrurile mai departe. Cel mai important este că a avut grijă să vină și să mă ajute, pentru că eu eram la 160 de km de stăpină și nu puteam veni în acel moment și fratele meu era la 20 de km. Și a venit el repede și a prins aceste două roiuri. Vedem că nu sunt așa de mari, dar sigur o să vă arăt în video acest roi, pentru că vreau să-i pregătesc și vreau să văd din ce stupi a roit. De aceea urmează să verific unii stupi unde știu că nu am izolat matca din cauza că mă grăbeam foarte tare pentru că se întuneca și nu găseam matca. Și la unele am izolat, la unele nu m-am distrus bocele. Dar iată că a roit. Bine că a roit în stupii în care i-am pregătit să fac roiuri, iată că deja am făcut roiuri. Deci, să vreau să pun capacul la acest stup. Stup la acest roi. Vedem că aici este un roi, nu așa de mare, aș zice. Prea multe rame, desigur, fratele meu a pus. Eu voi avea grijă, dar am găsit încă un roi. Fără să vrem, am mai găsit un roi și mergem la el acum, după care voi reveni la această familie. Desigur, voi reveni la această familie și voi avea grijă. Dar până la moment, punem capacul. Așa. Deci am pus capacul și mergem că am găsit un roi. Am pus acest roi în rândul familiilor, dar vreau să văd cum și cât albină este în acest stup. Deci asta fratele meu l-a prins până eu am venit, că eu am fost la 100 și ceva de kilometri. Deci vedem o... Așa, deci avem diafragmă. Așa, vreau să văd, desigur, și Regina, așa, prieteni, desigur că albina și se va întoarce în stupina, în stupul care a ieșit, dacă a ieșit de la mine. Deci, cum am spus, că eu nu am rame crescute, păreri de rău, eu sunt așa mai începător, dar asta e, am pus o ramă crescută. Și cel mai tare ce mă interesează este să găsesc Regina. Fără Regina nu cred să fi plecat. Așa. Deci este o ramă goală. Așa. Deci vedem Regina, prieteni. Este și însemnată. Deci este aici. Așa, Regina este aici.
este însemnată cu albastru, înseamnă că este din 2020 această regină. Deci înseamnă că regina este aici. Așa, eu văd, regina este aici, prieten, însemnat cu albastru. Este din familiile care le-am cumpărat. Așa. Care le-am cumpărat anul acesta. Așa. Deci vedem că este mult albină. Deci... Așa. Voi stra această ramă. Această ramă a fost pentru altceva. Dar vedeam că este mult albină. Sunt în jur de 3 rami foarte pline. Deci, cu siguranță, acest roi este din stupina mea. Deci, voi pune o ramă, 2, 3, 4 rami. Diafragmă, ceva după diafragmă, pun o ramă. Și așa cum am spus, prieteni, dacă știți cât vreți să interesați, am să prețul 35 lei moldovenești. Deci voi pune sirop, prieteni, pentru că sunt rami necrescute și albina are nevoie să crească. De aceea voi pune sirop. Așa. Deci eu cred că este de ajuns siropul acesta. Deci cum am spus, sunt 3 rami de albină, foarte mult. Eu nu voi fi un timp aici la stupină și am pus 4. Deci ea va crește așa cum ea consideră. Deci sunt sigur că acest roi este din stupina mea. La măcile pe care nu le-am găsit să le izolez. Deci aproximativ știu și din ce stup este. Așa, cam așa, prieteni, un roi este. Deci acesta este roiul din vie. Acesta este roiul din vișin. Și la ambele le-am pus câte o ramă cu hrană și polen să aibă. La fel le-am pus și sirop. Deci cam asta am făcut la aceste doi roi.